Salut băieți! Astăzi am revenit cu un nou ROM, se numește Slim Droid 3CM. Haideți să vedem cum pornește. A pornit. It's nothing like anything. Este tot pe Oldview P5, old ROM. Și este nou ROM care l-am testat de vreo 2 săptămâni și sunt impresionat acum se mișcă. Este Android 4.2.2 făcut de Slim House. Slim Droid. Haideți să vedem ce știe și punctele bune și punctele rele ale lui. Punctele bune, în primul rând, bateria m-a ținut pe la vreo 3 zile. Utilizare medie. Și cam așa arată. Bine, nu s-a încărcat încă. Bine, știu, bateria e baterie. Așa, da. Zice că n-am SIM, al doilea chiar n-am. Așa, deci cam așa arată. Iconițele. Eu acum trebuia să-l mai las un pic, că se vede că are lag, că tocmai ce l-am pornit, dar nu-l las, că n-are voie să stea. Și să ne uităm puțin așa. Deci merge iGo foarte bine pe el. Eu îl folosesc când mai plec în țară, îl folosesc la navigație, unde nu mă pricep. Sau chiar și în București, dacă mă pierd pe undeva, îl folosesc. Foarte bună treaba. Și face treaba foarte bine GPS-ul, e precis. Deci cine vrea GPS este bun. Viteza ROM-ului este bună. Deci acum se și vede, nu mai am lag. S-a încărcat, logic. Și merge tot. Tot merge pe el. Facebook și toate cele nu vi le arăt, că sunt date personale. Și câteva jocuri, am folosit GT Racing, Hill Climb, merg foarte bine jocurile. Bateria, dacă vedeți, este la 19% și are deja 4 zile de când l-am folosit. Și să vă arăt imediat că este pe 5. Deci 4.2.2 Ginone Oldview P5 Fly. Și dacă se vede că și focalizează. Așa. Da, se vede. Așa. Și ne arată, avem 100 de mega RAM liber din 512. Este ok. Este ok. N-am ce reproșa. Bateria ne spune aici că are 26 de grade, 19%, bla bla bla. Senzorii și cam atât. El se mișcă foarte bine, ROM-ul. E unul dintre ROM-urile 4.2.2 care sunt foarte bine optimizate și foarte bune la partea de stabilitate. N-au avut nicio problemă să se restarteze sau alte chestii. Camera filmează 1080, dar doar în low light. Dacă i-ați dat prea multă lumină, îi dă cu virgulă. Trebuie să o puneți în 720p. Era de așteptat. Nu poate procesorul. Senzorul cred că poate, dar procesorul nu poate. Are player de muzică mai bun decât cel original, file managerul, radio nu mă interesează, Gmail, avem sateliții și avem o chestie. Faster GPS, foarte bună chestia, Faster GPS. Deci este cea mai bună idee. Putem seta, de exemplu, sunt de pe România, punem pe România și își găsește GPS-ul foarte repede. Lucru care e binevenit la un ROM, special pentru persoanele care îl folosesc ca GPS, adică eu. Mai sunt și altele. Logic, am Root Explorer-ul, jocuri, o să testez și un joc. Aici am Expose și Extreme Engine care nu-l folosesc. Bun, haideți să vă arăt cum se mișcă un joc. Să pun GT Racing 2. Real Racing l-am pus la celălalt, acum îl folosesc. Nu vreau internet, că nu ai. Vrei internet? Bine. Da, așa. Ia daci. Așa, până își vine ăsta la idei, haide să vă arăt cum se mișcă până pe internet. Să-l pun pe wide, să intre mai bine în cadru. Bine, plus. New tab. Se încarcă destul de repede site-urile. Da. Așa, s-au încărcat destul de repede site-urile. Google Chrome, welcome, bla bla bla. Haideți să intrăm pe Google.
Intrăm frumos pe Google. Google.com. Așa, wireless-ul. Da, a intrat Google-ul. Haideți să căutăm ceva, așa, doar... Așa, bun. Așa, bun. Haideți să intrăm pe un site mai serios, Nvidia.com, are mai multe chestii. Ne și-a găsit Nvidia. Așa. Și dăm să-l verifice. Așa. Să vedem, îl încarcă? L-a încărcat. Destul de repede. Haideți să punem UK. România n-avem. Close. N-are WhatsApp-ul că nu mai vede cartea la corect. Deci se mișcă bine pe site-uri. Să intru frumos la drivers. Și ne ducem frumos all drivers. Și a intrat. Deci se mișcă foarte bine până internet, mai bine decât Xperia IQ, e drept, n-are viteza la Xperia IQ, dar bateria este cam tot pe acolo, lucru care de obicei la 4.2.2 nu avem așa ceva. Așa, haideți să încercăm jocul. GT Racing. Acum sper că îi convine, că i-am dat și net. Dacă nu ne certăm, dar îi convine, logic. Noi vom să mișcăm în joc, în GT Racing. Ia să vedem. Game Love, bla bla bla, dale lor. Hai. Hai mă. Hai da. Astăzi. Așa. Știam că mergi. Îl dau mai încet. Mă, să te încarci. Gata. Da. Bun. Mai aleg, aleg pe asta. Nu mai stau cu mașină. Da, e ok. Ah, bai. Ok. Acum mă ia de mână și mi-arată, de parcă n-aș ști. Clas 1, hai. Bine. Haideți să vedem cum să mișcă în jocuri. Sau cel puțin într-un joc. Haideți să vedem. Pe moment, calitatea imaginii e bună. O las așa să se și vadă. Nu mă înjurați dacă bușez mașina. Da, lasă-mă. Am probleme cu WhatsApp-ul, că i-am schimbat cartela și acum e supărat el. Play. Back. Are back to racing. O să mă apuc eu și de ăla, dar nu acum. Da. Aaa, deja mă enervează asta. Îi dau restart. Da. Mă enervează WhatsApp-ul. Se mișcă bine în jocuri, n-am ce reproșa, n-are lag, sau are foarte puțin lag și deja mă enervează WhatsApp-ul. Bun, deci n-ai chef de jocuri, bine stai că te scot eu WhatsApp-ul. Revin. Oricum se mișcă bine în jocuri, dacă WhatsApp-ul m-ar și accepta, ar fi perfect. Hai mă.
Așa, să opresc cu WhatsApp-ul că deja mă scoate din pepeni. Ca să pot să vă arăt cum stă mișcă în jocuri, nu stau să dau de fiecare dată close, 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 ca așa vrea el. Close. Out. Pa. Mai poftiți pe la noi. Așa, haideți să mă... Hai să încerc Cadder of 2. Nu mai stau să mai testez, am văzut GT Racing-ul, să mișcă bine. Cât nu-i vine ideea lui WhatsApp să zică nu, 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 că n-am chef. Da, trecem peste. Să mișcă bine. Hai mă, mă lași pe mine să tai. Bang. Deci că bine aici. Bine, asta nu e joc cine știe ce puternic. Dar am vrut doar să vi-l arăt. Next. Mai băgăm o planșă doar așa să vedem ce și cum. Nu. Așa. Bang. Next. Haideți să vedem cum se mișcă aici, după ce mai încercăm și un Angry Birds. Da, foarte ușor de lucrat cu el. Da, bun, am terminat și cu asta. Să lucrez și cu Angry Birds și cam atât. Pe scurt, romul acesta este puțin sub Xperia IQ, dar... Este 4.2.2 și are câteva îmbunătățiri, cum ar fi aici, și avem toate widget-urile și toate cele aici, la îndemână. Și camera e de 8 megapixel, nu de 5 ca la Xperia IQ și chestii de genul. Haideți să încercăm și cu Angry Birds. S-a gândit și asta să facă update acum. Bravo lui! Whatever. Ar trebui să nu fie probleme la Angry Birds. Angry Birds clasicul va fi. Până se încarcă. Dacă o să aveți întrebări de acest ROM, o să vă las în descriere toate datele. Eu nu pot să vă răspund la toți prin mesaje private. Dacă vreți să puneți un comentariu și să vă răspundă și alte persoane, bine, dar... Prin PM nu vă recomand pentru că nu pot să stau să verific fiecare persoană în parte, plus că eu verific inbox-ul de la YouTube o dată pe săptămână. Asta ca să știți, să nu ziceți că de ce nu vă răspund sau alte chestii de genul. Haideți să vedem cum se mișcă. Da, bineînțeles, în Angry Birds se mișcă perfect. GT Racing-ul, cred că o să mai încerc o dată GT Racing-ul. Și Angry Birds merge, mișcă bine, n-am lag, mai încerc o planșă. Și pe asta. Și bang. Și nu mi-a ieșit figura. Dar nu contează. E, acum mi-a ieșit figura. Aproape. Acum eu dau și ăsta. Da. Deci pe ăsta am precizie, am viteză, am tot ce trebuie. O să mai încerc o dată GT Racing-ul. Bun. Merge. Și cam atât. Aici. Bineînțeles, ca de obicei, o să vă las în descriere toate datele despre ROM. Le aveți cel puțin de root și astea le găsiți pe forumul Softpedia. Aveți link acolo. Haideți să trecem la treabă. Ups. Hai mă. Așa. Bun. Să mai încercăm o dată GT Racing-ul. Știu că poți. Acest telefon acum este telefonul meu de backup, îl țin pe cealaltă cartelă. Acum nu are decât o singură cartelă în el. Eu mi-am cumpărat un Xperia L. Da. Bine, fac upgrade-uri. Oh. Bun, am terminat. Și acum haide să încercăm din nou un joc, că mă enervează.
Race. Jocul ăsta este online, e gândit să jucăm cu prietenii și toate cele, dar nu toată lumea poate. Așa, race. Vedem acum cum se mișcă. Bun, bun, bun. Acum putem vedea exact ce știe. Și acum se poate vedea că merge bine și nu-s probleme. Și acum nici nu mai deranjează WhatsApp-ul. Trebuia să-l opresc din prima, dar... Trecem peste. Merge foarte bine. Control bun. Nu are lag. Sau are foarte puțin lag, deci nu e nimic să mă înjure, sau mai bine să îl înjur eu pe el. Scuze dacă conduc ca o cizmă, dar mai și filmez. Trebuie să mă uit prin ecranul camerei. Să nu ies din cadru. Deci da, se mișcă foarte bine. Pentru ce telefon e bun. Păi, cu toate acestea fiind spuse, este un ROM care ar merita instalat. Cine o să vrea să-l instaleze, o să găsiți video acesta și pe forumul Softpedia. Și sper să vă placă. Dacă aveți alte întrebări, puneți-mi pe comentarii. La PM nu vă așteptați să vă răspund prea des. Și cam atât. ROM-ul merită instalat, chiar merită. Da, am câștigat. Nu am decât să-i spun un singur lucru. Dacă vă interesează un ROM 4.2.2, asta este cea mai bună alternativă pentru voi. Dacă vreți puțin mai multă viteză, aveți 4.1.2 de la Xperia, Xperia IQ. Am avut Xperia IQ V3U, se mișcă foarte bine. Mai bine decât Xperia normal, dar eu am vrut un piculeț mai multă, să zicem așa, mobilitate. A, deci merge. Pe scurt, asta este ROM-ul. Și dacă mai aveți întrebări, vă aștept pe YouTube. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi plăcută. La revedere.